Trăim în timpul sfârșitului. Semnele timpului, care se plinesc cu repeziciune, declară că venirea lui Hristos este aproape. Zilele în care trăim sunt solemne și importante. Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat, dar sigur, de pe pământ. Plăci și judecăți cad deja peste disprețuitorii harului lui Dumnezeu. Nenorocirile de pe uscat și de pe ape, starea agitată a societății, alarmele de război sunt de rău augur. Ele prezintă evenimente în curs de apropiere de cea mai mare însemnătate. Instrumentele răului își unesc forțele și se consolidează. Ele se fortifică pentru ultima și marea criză. În curând, urmează să aibă loc mari schimbări în lumea noastră, iar mișcările finale vor fi repede. Dumnezeu nu spune așa. Dumnezeu spune, vei cunoaște adevărul și adevărul vei face scopos. Amin. Vreau să spune, dragii mei, dacă în casele noastre nu mai există rugăciune de dimineață și rugăciune de seară, cum putem să luptăm împotriva fiară? Nu avem cum. Astăzi, noi suntem în timp de liniște. Suntem relaxați. Nimeni nu ne urmărește. Nimeni nu ne omoară. Noi suntem cum avem Biblie acasă. Întrebarea este ce ne oprește să nu ascultăm adevărul. O să spunem într-o zi nouă, pastorul la biserică mi-a spus așa și pastor, preoți, din tot biserică, dacă nu spuneți adevărul pentru oameni, Dumnezeu spune, sângele lor va fi asupra voastră. Și oamenii pune întrebare, ce este asta? Oamenii pune întrebare, ce se întâmplă? Lucrurile acestea arată-ne nouă. Noi trăim în vreme de pe urmă. Lucrurile acestea trebuie să arată-ne nouă unde noi suntem și unde noi mergem. Venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Dragii mei, lucrurile acestea arată-ne nouă unde noi suntem, unde mergem. Biblia spune aceasta va fi începutul ce, dragii mei, spuneți-mi, durere. Cântare pe care voi auzit care este cântat, este cântare care vorbește despre cine sunt aceasta care a intrat în împărăția aceasta. Sunt îmbrăcat cu haine albe. Cine sunt aceasta? Și este scris că ei sunt cei care au venit din necazul cea mare și au spălat hainele în sângele miel. Și vreau să spun, dragii mei, aceasta să fie rugăciunea noastră. Amin? Într-o bună zi să fim toți fața lui Dumnezeu salvat pentru întotdeauna. Amin, dragii mei. Vreau să spun bună seara și în această seară pentru fiecare persoană care a reușit să vină aici. Vreau ca, dragii mei, în această timp să nu uitați, avem această carte pe care poate să fie dat gratis, cartea care se numește Tragedia Veacurilor. Dacă puteți să luați, să studiați într-o zi, o să fii mulțumit pentru că ați luat timp să studiezi această carte. Amin, dragii mei. Și am spus în timpul trecut, dacă vrei să studieze, începe cu capitolul 29 până la capăt și după aceea se începe cu capitolul 1. Domnul să ne dea putere. Dragii mei, în această timp să nu uitați trei lucrurile. Dacă ai telefon, se pot să închide. Dacă verificați dacă telefoanele sunt închis, asta este una. Normal, sună telefon când tu nu vrei să suni. De aia am spus, închideți telefon, asta este una. A doilea, rugați-vă pentru mine. Amin? Și a treia, vreau ca noi să gândim în mod logic, Dumnezeu vrea ca noi să fim mântuiți. Amin, dragii mei? Hai să ne rugăm. Tatăl nostru care este în cer. În seara aceasta noi cerem prezența al Tău, că noi începem să intrăm în mesaj pentru Biserica Rămășiță. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu vrei ca niciun om să nu piară, dar ca toți să poți să fii mântuit în împărăția Ta. Mulțumim, Doamne, pentru că la Biserica Rămășiță ai dat două lucruri. Poruncile lui Dumnezeu și Duhul Prorociei. De aceea vrem să cerem, Doamne, ca noi să ascultăm glasul al Tău și să fim mântuiți în împărăția Ta.
Mulțumim pentru că tu ai ascultat rugăciunile noastre. Nu pentru că suntem vrednic, dar pentru că tu ești vrednic. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat și mulțumim. Amen. Dragii mei, intrăm în ultima parte a săptămâna aceasta pentru mesajul pe care noi avem. Vreau să cer ca fiecare dintre noi să poartă, să fie atent și cei care sunt obișnuiți să facem mișcare, să nu mai face ca să putem să mergem împreună până la capăt. Amin? Nu numai aceasta, vreau să cer ca dacă aveți copii, să strângeți lângă voi, rugăciunea mea cea mai mare este aceasta. Niciun om să nu piară, dar toți să venim la pocăință. Și toți să putem să fim mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Asta este dorința lui Dumnezeu. Uitați, dragii mei, am descoperit împreună. Am studiat ieri despre faptul că Apocalipsa, capitol 12, Apocalipsa, capitol 12, versetul 17, Biblia vorbește despre ultima biserică care are două lucrurile. Hai să citim împreună. Asta este doar puțin recapitulare de lucruri pe care noi am făcut. Uitați ce este scris. Aha. Și balaurul. Balaur satana. Mâniat pe femeie. Mâniat pe femeie, adică biserica. Aha. S-a dus să facă război cu rămășița seminței ei. Război seamnă persecuția cu cine, dragi mei? Cu rămășița. Persecuția cu rămășița. Satana nu-i place să vede rămășița, cum se zice, se pot se reușește să ajunge la sfârșitul, la capăt de drum, mântuit și salvat pentru veșnicie. Atunci Satana face război împotriva rămășița aceasta, care păzește poruncile lui Dumnezeu. Păzește poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Au mărturia lui Iisus Hristos. Și mărturia lui Iisus Hristos, am descoperit, este numit Duhul Prorocie. Duhul Prorocie, Spiritul Profetic. Am descoperit că Biserica Rămășiță, care a pornit de la anul, cum se zice, care apare după anul 1798, această biserică trebuie să fie văzut în, dacă tu vrei să caute care este biserica rămășiță. Nu toate bisericile va fi bisericile rămășiță. Nu. Biserica rămășiță are două lucruri. Una, cele 10 porunci. A doilea, Duhul Prorocie. Cu alte cuvinte, biserica lui Dumnezeu trebuie neapărat să aibă proroc. Dacă nu are proroc, atunci nu este biserica rămășiță. În Sefania, capitol 3, versetul 13, Biblia spune așa, în Sefania, capitol 3, versetul 13, este scris ceva cu privire la această rămășiță. Cum este scris? Rămășițele lui Israel nu vor mai săvârși nelegiuire. Nu o să face nelegiuire, biserica, amin? Rămășița lui Dumnezeu nu o să face nelegiuire, haideți? Nu vor mai spune minciuni. Nu o să vorbească minciuni. Amin, dragii mei. Alo? Nu m-ați înțeles, da? Nu o să vorbească minciuni. De ce? Cum poți să vorbească minciună când tu păzești porunca a noua care spune să nu minți? Nu merge. Haideți mai departe. Și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare. Nu există nicio limbă înșelătoare. Amin, dragii mei. Ci vor paște și se vor odihni. Ai. Și nimeni nu-i va tulbura. Biserica, amin? Pentru că biserica aceasta este biserica rămășiță. O să vorbesc adevărul întotdeauna. Și vreau să spun, dragii mei, biserica aceasta nu înseamnă că dacă ai găsit biserica, este corect, dar poți să găsești pe 1, 2, 3 care face minciună. Aia, da, sunt în biserica aceasta. Nu înseamnă că ei vor fi mântuiți. Cei care vor fi mântuiți sunt cei care nu vorbesc minciuna. În gura lor nu este găsit nicio vicleșug. Amin, dragii mei. Aceasta sunt rămășița lui Dumnezeu. Mi-aș dori noi să înțelegem lucrul acesta. În cartea lui Roman, capitol 9, găsim același lucru. Roman,
Roman, capitolul 9, versetul 27. Uitați, dragii mei, vreau noi să înțelegem. Dumnezeu spune despre Biserica Rămășiță și El invită și pe tine și pe mine să fim partea din această Biserică Rămășiță. Amin, dragii mei. Uitați cum este scris, haideți. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, va fi ca nisipul mare, numai Rămășița va fi mântuită. Ei, cine va fi mântuit, dragii mei, spuneți mie, numai... Ok, am pierdut pe voi, ochi la mine. Haideți înapoi încă o dată. Te rog, citește încă o dată, fratele meu. Am pierdut. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, și numai Rămășița va fi mântuită. Numai Rămășița va fi mântuită. Și Rămășița nu vorbește minciună. Dacă încă tu ești cu minciună, ori la vanzare de lucruri, ori la muncă, ori pe drum, să știi că nu vei fi mântuit. Numai Rămășița va fi mântuit. De ce este scris numai Rămășița va fi mântuit? Pentru că în biserica primară, care este biserica care trebuie să dea noi exemplu de trăire, biserica aceasta nu exista minciună. Amin, dragii mei? Amin? Întrebați pe Anania și Safira. Când au mințit, a murit pe loc. Cei care în biserica Rămășița, când ei vorbesc minciună, o să moară. Nu au cum să intre în împărăția cer. Nu știu dacă este clar. E clar, dragii mei. Vreau noi să înțelegem. Chemare la biserica Rămășița este chemare care este foarte tare. Și Dumnezeu cheamă pe tine și pe mine să fim partea din această biserică Rămășiță. Numai Rămășița va fi mântuit. Orice altă persoană nu va fi mântuit. Numai Rămășița. Am ascultat cu niște prieteni care spune: oh, frate, cine poate să păzească poruncile lui Dumnezeu? Noi toți continuăm să păcătuim, să cerem iertare, să păcătuim, să cerem iertare, să păcătuim, să cerem iertare. Dacă așa va fi, ascultați cu mare atenție, atunci Hristos nu are cum să iese din locul Sfânt al Sfintelor. Pentru că dacă El poate să iese, când tu ești cu păcatele tale, vei fi mântuit? Spuneți mie. Nu! Dar trebuie să știi, Rămășița trebuie să spune: Doamne, am înțeles pe tine și eu am încredere în tine. Eu o să fi lipit de tine. În așa fel că nu sunt gata să merg la păcat. Mai degrabă să mor decât să păcătuiesc. Amin, dragii mei. Asta este emblem, asta este motou a Biserica Rămășița. De aia Dumnezeu vrea ca noi să predicăm această Evanghelie. De ce? Pentru că în Hristos ce este cu neputință la oamenilor este posibil la Dumnezeu. Amin, dragii mei. De aia, ascultați-mă cu mare atenție, numai în Hristos avem putere de a birui păcatele. Amin, dragii mei. Numai prin Domnul Iisus Hristos. Atunci am descoperit că Dumnezeu nu ne-a lăsat singur. A spus la biserică că trebuie să există proroc și am descoperit că prorocii lui Dumnezeu trebuie să există aceasta calitățile. Una, trebuie să fie oamenii lui Dumnezeu care ridică Biblia. Amin? De ce? Pentru că Biblia este aceasta carta principală pe care noi trebuie să avem. Una, toți proroci au ridicat Biblia. Amin? Inclusiv Domnul Iisus Hristos a spus la oameni: cum citește tu? Cum este scris? Când a întrebat ce să fac ca să am viața veșnică, cum citește tu? Ce este scris în legea? Nu numai aceasta. Trebuie să știți, și proroci, și Pavel a trebuit să vorbesc despre toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Amin, dragii mei? Dar nu numai aceasta. Și în biserica aceasta, Rămășița, există și prorocul numele Ellen White. Și Ellen White a vorbit același lucru, a spus: numai cei care sunt rădăcinat în adevărul biblic o să reușește să rezistă la ultima încercare care va veni peste biserica lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Numai dacă tu ești rădăcinat în Biblia. Dorința mea este aceasta: fiecare dintre noi să fim obișnuit cu cartea cărților, adică cu Biblia. Amin, dragii mei. Atunci am descoperit că aceasta, oamenii care sunt, cum se zice, proroci lui Dumnezeu, trebuie să fie oameni care o să aibă visul și vedenie. Și Ellen White a avut visul și vedenie. Amin? A avut peste 2000 de visurile și vedenie. Nu numai aceasta. Orice ce spune prorocul lui Dumnezeu trebuie să fie împlinit. Și până acum, Ellen White, prorocie ei, a fost 100%
cu succes. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, nu numai aceasta. Prorocii lui Dumnezeu spune despre lucrurile care va fi înainte să se întâmple. Și vreau să spune, Ellen White a vorbit despre mai mult decât 100 de ani despre sănătate, despre educație, despre, cum se zice, profeție, care se întâmplă astăzi. Oameni buni, mi-aș dori ca noi să fim în împărăția lui Dumnezeu. Vreau numai să arată ceva aici. Ok. Asta a primit peste 2000 de viziune și haideți, a scris peste 50 de cărți. Ok, cineva se închide aceasta, se stinge aceasta lumină care este aici. Nu știu dacă este stinsă aici. Ok, mulțumesc. Ore, aici este femeia pe care, uite ce spune George Wharton James. Pot să citești aceasta, frate meu? Speram că puteți să vedeți pe mine, da? Ok, haideți mai departe. Ce este scris acolo? Haideți împreună. Aceasta? Această femeie remarcabilă, deși aproape în totalitate autoeducată, a scris și a publicat mai multe cărți în mai multe limbi care circulă în continuă expansiune, mai mult decât oricare altă scriitoare. Uitați, astea sunt oameni din lume care spune lucrurile acestea. Asta este femeia aceasta. Adventist de ziua șaptea. Adventiștii de ziua șaptea cred în Biblie și numai în Biblie, ca fiind sursa fiecarei doctrine biblice. Da? Fiecare învățătură a Bisericii Adventiste este luată în mod direct din Biblie. Biserica, amin? Fiecare învățătură trebuie să fie luat direct în Biblie. Să nu uitați, Ellen White a scris așa în cartea Tragedia Veacului 595. Este scris, înainte să accepte orice alt tip de doctrină, trebuie să cere un așa zice Domnului în sprijinul ei. Amin, dragii mei. Oricine, nu contează de unde a venit predicator, ea spune, mergeți înapoi la Biblie și se puneți predicator, spuneți nouă unde este scris lucrurile pe care tu ai vorbit. Cereți de la cuvântul lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Vreau să înțelegem. Vreau să citesc numai această pasaj și după aceea mergem mai departe. Uitați, dragii mei, asta este în una dintre cărțile ei. Vreau numai să citesc această pasaj. Uitați ce este scris aici. Maturie. Ascultați cu mare atenție. Ce ea scrie despre scrierile ei și cum este scris Biblia. Ascultați cu mare atenție. Mărturiile scrise nu sunt menite să aducă lumină nouă, ci să imprime în mod viu în inimă adevărurile inspirației descoperite deja. Datoria omului față de Dumnezeu și față de semenii săi a fost în mod clar arătată în cuvântul lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea a fost arătat unde, dragi mei? Spuneți mie, unde? În cuvântul lui Dumnezeu, haideți! Cu toate acestea, puțin dintre voi sunteți ascultători față de lumina dată. Da? Niciun adevăr în plus nu este adus, dar Dumnezeu, prin mărturii, a simplificat marile adevăruri date deja în modul ales de El de a le aduce înaintea poporului, pentru a trezi și impresiona mintea cu ele, pentru ca toți să fie lăsați fără scuze. Biserica, amin? Cu alte cuvinte, maturie, orice scriere lui Ellen White nu este un adaus la Biblie. Amin, cineva? Amin? Nu este un adaus la Biblie. Pentru că toate adevărul acestea sunt verificat unde, dragi mei, spuneți-mi, unde? În Biblie. Dar există alți oameni care spune, eu cred în Biblie, când de fapt trăiești contrar ce este scris. Atunci Dumnezeu a dat și GPS. Se direcționează pe noi înapoi la Sfânta Scriptură. Amin, dragii mei. Amin? Dorința mea este aceasta. Rămașița trebuie să fie mântuită. Amin, dragii mei. Ok, haideți înapoi. Vreau noi să înțelegem, dragii mei. Asta este numai lucrurile pe care am vrut noi să înțelegem. Alright. Profeția trebuie să fie acurat. Trebuie să fie. Uitați, a scris despre problema de carne, problema de amestecătură de zahăr, de lapte și de ouă. Cât de periculos sunt lucrurile acestea? Lucrurile acestea sunt bombe pentru corpurile noastre. Și a fost scris mai mult de 100 de ani. Cei care vor să face silueta, dacă rămâneți aici, nu ai cum. Nu contează câte cărțile pe care poți să citești. Nu ai cum. Dacă vrei să știi, se mănâncă sănătos, trebuie să mănâncă lucrul acesta. Alo? Mama mia, nu știu dacă o să rămâne cu prieteni aici. M-ați înțeles, dragii mei? Adică fructe, zăzăvat, cereal și nuci. Ai luat aceasta, ai mâncat așa, sănătos. Apropo, eu mănânc același mâncare
dea la familia mea același mâncare și încă suntem sănătoși, beton. Amin. Ok, haideți mai departe. Uitați, uitați ce ea a scris de mult. A spus așa, tutunii este o travă înșelătoare, lentă, dar extrem de novice. Uitați, de nocivă, scuze. Ok, uitați, dragi, asta este Divina Vindicare 327. Când a scris lucrul acesta, doctor spunea atunci, e bine să trage tutun. De ce? Pentru că atunci nervii al tău va fi mai relaxat, așa e mai bine. Ei au descoperit lucrul acesta 100 de ani după. Ellen White a scris lucrul acesta. Cum a putut să știe lucrul acesta? Când ea a avut clasa 3, asta este medicina, nu este așa? Alo? Asta este medicina. Cum a reușit să știe lucrul acesta? Nu este clasa 3 care a fost importantă. Cine a fost în spatele ei? Amin? Eu vă provoc pe voi, vreau să las aceasta pentru că am discutat lucrul acesta ieri. Vreau să vă provoc pe voi, căutați una dintre scrierile lui Ellen White, orice. În primul rând, să nu căutați criticele lui Ellen White. Nu știu dacă are logică. Ascultați-mă. Dacă eu vreau să aud despre el, cum el este, cel mai bun lucru este să stau împreună cu el, să trăiesc împreună cu el, să umblă împreună cu el, atunci pot să cunosc pe el. Nu este adevărat? Alo? Dar dacă eu caut dușmanii lui, ce credeți o să spune? O să spune, oh, este un om bun? Așa o să spune dușman? Nu! O să spune, este rău, este așa, 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 așa. Și atunci deja tu ai pus ochelari, când o să uite la el, deja uite, nu cu ochii tăi, dar cu ochelari pe care tu ai primit de la cineva. Să nu întrebați pe critice lui Ellen White, luați cartea în mână, citiți singuri, căutați greșelile. Alo, amin? Căutați greșelile și să știți că voi citiți cartea de la cineva care este din clasa a treia. Dar o să descoperi că la orice carte pe care tu citești, există Dumnezeu în spatele această informație. Amin, dragii mei. Ok, am lăsat lucrul acesta, vreau numai ca noi să înțelegem. Ok, tutun chită de periculos este pentru copii care sunt născuți. Voi știți lucrul acesta, da? Când ea vorbesc despre ce se întâmplă când cineva mănâncă cum nu trebuie, trage tutun cum trebuie, cum afectează pe bebeluși. Pune întrebare, dar când a învățat Ellen White lucrul acesta? Care medicină pe care a făcut? Nu, medicină care se numește Duhul Sfânt. Amin, dragii mei. El știe să face lucrul acesta. Ok. Știi ce? Mai bine să lăsăm asta, să avem multe ghicitori care există în lume. Și trebuie citesc aceasta. În vremea noastră se vede o mare îndepărtare de învățăturile și preceptele lor. Și este nevoie de o reîntoarcere la marele principiu protestant. Biblia și numai Biblia ca regulă a credinței și datoriei. Amin, dragii mei. Pentru mine, este un om care este cinstit, dacă spune unde trebuie să găsim toate lucrurile acestea. Amin, dragii mei. Cu alte cuvinte, ea spune, luați cărțile mele, verificați cu Biblia. Amin, dragii mei. Amin. O să descoperă prorocul adevărat nu contrazice ce este scris în Biblia. Isaia nu a contrazis ce este scris în Biblia. Ieremia nu a contrazis ce este scris în Biblia. Sefania nu a, cum se zice, a luptat contra ce este scris în Biblia. Amin, dragii mei. Același lucru poate să verifica și Ellen White și tu să dea concluzia. Hai să trecem de la aceasta. Apocalipsa capitolul 10. Dragii mei, mesaj lui Biserica Rămașiță. O să trecem prin aici, dar vreau să trecem mai rapid. Cum am ajuns să știm informația, mesajul nostru pentru Biserica Rămașiță? Alo, 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 alo. Amin? Cum putem să știm mesajul nostru? Te rog, mergem în cartea lui Apocalipsa, capitolul 10, versetul 1 până la versetul 11. Ascultați cu mare atenție. Aha. Apoi am văzut un alt înger puternic care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul. Da? Fața lui era ca soarele, okay. Și picioarele lui erau ca niște stâlpi, okay, de foc. Ascultați-mă, dragii mei. Am văzut pe cine? Spuneți mie. Cine? Înger. Ok, am rămas singur. Frate, ai citit românește? Citește încă o dată. Haideți un pic. Am văzut un alt înger puternic. Puternic? Un înger puternic, haideți? Care se pogora din cer. Care se cobora de unde, dragii mei? Din cer. Este mesager care cobor din cerul. Seamnă mesajul acesta are originea cerului. Amin, dragii mei. Ok? Haideți mai departe. Învăluit într-un nor. Învăluit într-un nor. Deasupra capului era curcubeul. Capului
Era ce? Curcubeul. Ok, curcubeul. Hai să vedem în primul rând. Asta este mesager. Mesagerul aceasta coboară de unde? Spuneți mie, dragi mei, de unde? Din cerul, mulțumesc. Invaluit cu ce? Cu nor. Aha. Alright. Cu nor. Vreau să pun întrebare. Normal, cine este învaluit cu nor în Biblie? Cine știe? Ok, Domnul Iisus Hristos, voi știți lucrul acesta, da? În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Iată, El vine pe nor și orice ochi vor vedea. Nu numai aceasta, Fapte Apostol, capitolul 1, versetul 9 până la 11. Și după aceea, un nor a luat pe El și după aceea a plecat unde, dragii mei? A plecat în cer. Nu numai aceasta, în Apocalipsa, capitolul 14, cu 14, Biblia spune așa, citește fratele meu, Apocalipsa 14, cu 14. Cine este aceasta care se învaluit în nor? Ce spune Biblia? Aha. M-am uitat și iată un nor alb. Aha. Și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Care a avut? Pe cap avea o cunună de aur. Și? Iar în mână o secere ascuțită. Mulțumesc, stop. Cine este aceasta? Spuneți mie, dragi mei. Este Domnul Iisus Hristos. Ok, haideți mai departe, să punem întrebare. Cum este fața lui? Cum este fața lui? Citește încă o dată. Fața lui era ca soarele. Fața lui era ca soarele. Și întrebarea este, de unde găsim același explicația? Era strălucea ca soarelui, da? Uitați cum este scris în cartea lui Apocalipsa, capitolul 1 cu 12. Apocalipsa, capitolul 1 cu 12, 13 și 15. Ce spune Biblia? Aha. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, da? Pe cineva care semăna cu fiul omului, da? Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, înces la piept cu un brâu de aur. Capul și părul erau albe ca lâna, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Mulțumesc! O să descoperă că aceeași descriere vorbesc despre Iisus Hristos. Amin, dragi mei. Ce a avut pe capul? Ok, te rog, merge înapoi. A avut această curcubeu. Întrebarea este, unde găsim curcubeu? Merge în cartea lui Apocalipsa, capitol 4, versetul 3. Curcubeu, Apocalipsa, capitol 4, versetul 3. Ce vreau noi să înțelegem este aceasta, dragii mei. Toate descrierea aceasta vorbesc despre Hristos ca mesager care este trimis. O să descoperă că este trimis pentru că mesajul acesta este foarte important. Amin, dragii mei. Foarte important. Uitați cum este scris. Aha. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Da. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca era... o piatră de smaragd de la vedere. Era înconjurat cu ce, dragi mei? Spuneți mie. Cu curcubeu. Care arată mila sau grația lui Dumnezeu. Amin, dragi mei. Voi știți, moment când oamenii a fost distrus de potop, Dumnezeu, la capitolul 8 din cartea lui Geneza, Dumnezeu a întins ce? Spuneți mie. Curcubeu. Curcubeu aceasta a fost, uitați, de la acum încolo, eu nu voi distruge încă o dată oamenii de potop. Amin, dragi mei. Mila lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Ok, haideți mai departe. Înapoi, în cartea lui Apocalipsa, capitolul 10. Ok, dragii mei, nu știu dacă m-ați înțeles foarte clar că aici vorbesc despre mesager care este Domnul Iisus Hristos. Cine a înțeles pe mine? Mulțumesc! Putea să merge în cartea lui Maleac, capitolul 3, versetul 1 și 2. Arată același lucru. Dar în Maleac este arătat că Iisus este numit mesager ai legământului. Și legământul seamnă cele 10, spuneți mie, dragii mei, cele 10 porunci în conformitate cu Deuteronomii, capitolul 4, versetul 13. Sunt prea repede. Alo? Sunteți împreună cu mine? Amin? Ok, haideți înapoi. Și? În mână ținea o cărticică deschisă. Ah, în mână a avut cărticică care a fost cum, dragi mei? Spuneți mie. Deschisă, stop. Vrem să punem întrebare. Există ceva care s-a întâmplat? În Biblia există un singur loc unde există o carte care a fost închisă. Mulțumesc foarte mult. Haideți în cartea lui Daniel, capitolul 12. Acum, uitați, dragii mei. Alo, 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 ok la mine. Uitați, dragii mei. Avem în cartea lui Apocalipsa, capitolul 10, cartea aceasta este cum, spuneți mie? Deschisă. În cartea lui Daniel, Daniel, capitolul 12, versetul 4. Daniel, capitolul 12, versetul 4. Cum este scris? Aha. Tu...
Însă Daniele ține ascunse aceste cuvinte. De ce? Și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Până la vremea sfârșitului. Și cum va fi în vremea sfârșitului? Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Mulți vor citi și cunoștința va crește. Amin, dragii mei. Vreau noi să înțelegem. Există partea din cartea Daniel care nu a fost deschis nici în timpul lui Martin Luther, nici în timpul lui Pavel, dar a fost deschis la vremea sfârșitului. Amin, dragii mei. Și când va veni vremea sfârșitului? Te rog, citește același Daniel, capitolul 12, versetul 5 până la versetul 9. Alo? Versetul 5 până la versetul 9. Vreau să fii sigur că sunteți împreună cu mine. Amin? Ok, uitați ce este scris. Și eu, Daniel, m-am uitat. Și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, da? Unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Și? Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in, da? Care stătea deasupra apelor râului. Da? Cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Cât va fi până la sfârșitul acestor minuni? Când va fi această timpul sfârșitului? De ce? Pentru că numai la timpul sfârșitului, atunci oamenii vor fi deschis la minte și o să începe să înțelege lucrurile care sunt scrise. Amin, dragii mei? Amin? Când va fi aceasta? Și care a fost mesajul? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, da? Care stătea deasupra apelor râului. Ce a zis? El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic. Uitați! Că va mai fi o vreme. Va o vreme? Două vremuri. Două vremuri? Și o jumătate de vreme. Oameni buni, spuneți mie, de unde ați găsit același lucru? O vreme, două vreme și jumătate de vreme. De unde ați găsit lucrul acesta? În Daniel capitolul 7, versetul 25. Același lucru. Cu alte cuvinte, când termină o vreme, două vreme și jumătate de vreme, să știi că deja am ajuns la vremele sfârșitului. Amin, dragii mei? Când atunci după aceea mințile oamenilor va fi cum deschis și partea lui cartea Daniel care nu a fost înțeles, acum pot să fie înțeles. Amin, dragii mei. Urmăriți-mă acum la atenția. Cum este scris acolo? În 7:25 ai găsit? Da. Hai să citim. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Și? Va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. El schimbă vremile și legea, haide. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme. O vreme? Două vreme. Două vreme? Și o jumătate și de vreme. Și jumătate de vreme. Mulțumesc. Asta este același perioadă pe care noi am spus 12 cum se zice, luni. Și aici am spus aici 24 luni. Aici am spus 6 luni. Aici 42 de luni. 42 de luni, oră 30, 0621, 1260 de zile, care a terminat în anul 1798. Cu alte cuvinte, 1798 arată vremea sfârșitului. Amin, dragii mei. Atunci, de acolo, trebuie să știți că înțelegere ai cartea Daniel este mult mai clară. Ascultați-mă, dragii mei. La partea lui Daniel nu a fost toate cartea care nu a fost înțeles. Nu. A fost numai ultima parte care vorbea despre vreme. Când o să trece cele 2300 de șed și de dimineți, atunci locașul sfânt va fi cum? Va fi curățat. Același vreme este înțeles la vreme de pe urmă. Acum haideți înapoi. Am ajuns la Apocalipsa capitolul 10. Acolo este cartea care este cum, dragi mei, spuneți mie. Este acum deschisă. Cu alte cuvinte, noi începem să uităm la profeția de la anul 1798. Haideți mai departe. A pus piciorul drept pe mare. A pus picioarele drept pe mare. Și piciorul stâng pe pământ. Celălalt pe pământ. Ok, dragii mei. Hei, când vede ochii voștri, nu arată mie că m-ați înțeles. Ascultați-mă, dragii mei. Ce a făcut aceasta un om care este în cartea lui Daniel? Ce a făcut? Uitați, dragii mei, a ridicat și a jurat. Pe celul care șade pe care trăiește în vecii vecilor. M-ați înțeles aceasta? Haideți înapoi la aceasta. Te rog, citesc înapoi. Acum noi citim acum în Apocalipsa. Ok, el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme
și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Mulțumesc! Ascultați cu mare atenție! Aceasta arată că când a fost întrebat când va fi sfârșit de această timp și el care a ridicat mâna, a ridicat mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel care trăiește veșnic și a spus așa, va fi o vreme, două vreme și jumătate de vreme. Nu știu dacă m-ați înțeles până acum, este clar aceasta? Ok, hai să lăsăm aici. Mergem în cartea lui Apocalipsa. Alo, alo, să nu dormiți. În profeția nimeni nu trebuie să dorme. Apocalipsa, ce este scris? Haideți. Una a stat unde? Haideți. A pus piciorul drept pe mare. Pe mare. Și piciorul stâng pe pământ. Celălalt pe pământ. Aha. Și a strigat cu glas tare. Și a ridicat mâna și a strigat cu glas tare. Cum răgnește un leu? Cum răgnește un leu? Ascultați cu mare atenție. Și ce a zis? Haideți. Când a strigat el? Când a strigat el? Cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Haideți! Și când au fost când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, da, eram gata să mă apuc să scriu. Și a spus cum? Și am auzit din cer un glas care zicea: Pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Să nu scrie ce ei au spus, haideți! Și îngerul, pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ, și pe pământ, ce a făcut? Și a ridicat mâna dreaptă spre cer. A ridicat mâna dreaptă spre cer. Și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor. Cel ce este viu în vecii vecilor. Care a făcut cerul și lucrurile din el. Care a făcut cerul și lucrurile care sunt din ele. Pământul și lucrurile de pe el. Pământul și lucrurile care sunt pe el. Marea și lucrurile din ea. Marea și lucrurile care sunt din ea. Că nu va mai fi nicio zăbavă. Ca nu va mai fi, aici în românește, Cornilescu spune, nu va mai fi nicio zăbavă. Este cineva care are Biblia cu traducere fidelă? Este cineva, nu știu dacă este cineva care are traducere fidelă. Cine? Cineva? Nimeni? Ok, mai bine să traduc. Cum este scris? Acolo este scris, nu va mai fi nicio o vreme sau timp. Acolo ei au tradus, nu va mai fi timp și a zis, nu va mai fi nicio zabavă. M-ați înțeles diferența? Diferența este aceasta, acolo este tradus, în loc să spune vreme sau timp, a tradus și a zis zabavă. Când de fapt, ce este scris este aceasta? Dacă faceți comparația cu Daniel capitolul 12, care spune câte timp va dura și Biblia spune va fi o vreme, două vreme și jumătate de vreme. Asta este perioada profetic fixat. Este clar, dragii mei? Acum în cartea Apocalipsa spune, de la acum încolo nu va mai fi altă timp fixată. Amin, dragii mei. Nu va mai fi altă timp fixată. Ascultați-mă, dragii mei. Aceasta trebuie să știm. De la 1844, ascultați-mă, dragii mei, după ce a terminat cele 2300 de șerci de dimineață, de la anul acesta, 1844, nu va exista altă perioadă pe care noi putem să spunem, uitați, acum am altă vedenie, am descoperit că Hristos vine 2016, nu merge. Amin? Nimeni nu o să poată să spună, acum vine Hristos 2020, nu merge. Oricine care vorbește așa ceva să știe că vorbește minciună, alo? Nu contează cât de educat poți să fii. Pentru că în cartea Apocalipsa spune, nu va mai fi nicio zabavă. Dar ascultați ce se întâmplă. Urmăriți-mă acum la timp. Nu va mai fi nicio zabavă. Nu va mai fi nicio timp profetic fixat. Cum era 2300 de șerci de dimineață care a terminat în anul 1844. Acum haideți mai departe. Și ce a zis? Haideți. Ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, mulțumesc, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și ce a zis? Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis. Ce a zis? Du-te! Du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului. Du-te să lua cartea aceasta deschisă din mâna lui, aha, care stă în picioare pe mare și pe pământ. Și? M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Și ce a zis? Ia-o, mi-a zis el, și mănâncă. Dar? Ea îți va amărâ pântecele, dar și în gura ta va fi dulce ca mierea. Uitați, dragii mei, stop! Mesajul a fost, când tu o să mănânc, o să fii dulce, unde, dragii mei, spuneți mie, dragii mei, unde? În gură. Și va fi amar unde? În pântece. Să nu uitați, dragii mei, cel care mănâncă cartea, ce înseamnă aceasta, dragii mei? Se merge acolo să facem ham? Așa este? Nu!
Semanică înseamnă să lua, să citești, să înțelegi, să merge mai departe după ce tu ai înțeles lucrul acesta. Vreau noi să înțelegem ceva, dragii mei. De la anul, în jurul de anul, am spus în timpul trecut cu privire la Biserica Philadelphia, în jurul de anul 1821 până la anul 1844, a ajuns un timp când poporul lui Dumnezeu a știut că vine Iisus în curând. Sunteți împreună cu mine. Amin? Asta este cel mai dulce mesaj pentru poporul lui Dumnezeu. Vreau să pun întrebarea, dragii mei. Astăzi, de ce noi suntem aici? Nu este pentru că noi pregătim pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Atunci, care este cel mai dulce mesaj pe care noi putem să primim? Când noi știm că venirea Lui este cum? Aproape. Când noi știm este aproape, ascultați-mă, dragii mei, inimile noastre o să începe să bate cu cea mai mare bucurie. Așa a fost cu poporul aceasta. A început să bate cu mare bucurie. Urmăriți-mă cu mare atenție. Vreau ca toată atenția să fie aici, să puteți să urmăriți cu mare atenție. Uitați, dragii mei, vreau noi să înțelegem. În această timp, oamenii au fost pregătiți. Ascultați-mă, dragii mei, când a studiat aceasta 2300 de dimineață, a uitat și a zis: oameni buni, nu mai este timp. Dumnezeu a știut despre aceasta lucru. Ei au făcut o greșeală și Dumnezeu a lăsat pe ei așa. De ce? Ca să încerca și pe oamenii aceasta, dacă inimile lor era curată înaintea lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Pentru că, ascultați, când lucrurile merge bine, există și oamenii lui Dumnezeu și ipocriți care adună împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a lăsat pe ei până ei a devenit desamăgit. Cu alte cuvinte, mesaj a fost cel mai dulce în gură, dar a fost amar unde, dragii mei? În puntece, în burtă. Atunci a apărut 1844 și când a apărut 1844, alții a mers și s-a spunzurat, alții a mers și a spus: a, oricum, nici nu am crezut în mesajul acesta. Alții a mers acolo și a început să spune toate felul de lucrurile. Și a rămas puțin rămașiță, pe care Dumnezeu a continuat să lumineze pe ei. Amin, dragii mei. Amin? Cine a înțeles pe mine până acum? Ok, când a făcut lucrul acesta, ce s-a întâmplat? Haideți! Mm-hmm. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. Și am mâncat-o! În gura mea a fost? A fost dulce ca mierea. Da? Dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Hai! Atunci a ajuns aici, a fost foarte amar. Ascultați-mă, dragii mei. Dacă tu aștepți a doua venire a Domnului Iisus Hristos și tu ai fixat o dată. Și când ajungi la această timp, când trece, știi ce? O să cred că tu e cea mai prost persoană sub soare. Este foarte amar. Dar vreau noi să înțelegem, dragii mei. Dumnezeu a știut, a văzut, nu este Dumnezeu care a făcut greșeala, nu. Cine a făcut greșeala? Omul. De ce? Pentru că omul a spus sanctuare. Alo, de aia am spus asta, se pune sanctuare aici. A spus sanctuare este pământul. Când de fapt nu este scris nicăieri ca sanctuare înseamnă pământul. Nicăieri în Biblie. Dar asta a fost concluzia lor. Ascultați-mă, dragii mei. Întotdeauna când tu faci concluzia greșit, o să trăiești greșit. Alo? În această timp, Hristos a mutat îmbrăcat cu haine de marele preot, a mutat din locul sfânt în locul sfânt a Sfintelor, unde există acele 10 porunci. Cine a înțeles pe mine, dragii mei? Atunci, aici unde există acele 10 porunci, de aia biserica rămașița trebuie să prorocește încă o dată. Trebuie să vorbească încă o dată despre același adevărul care a fost vorbit în timpul aceasta. Acum trebuie să fie vorbit până la capăt. Amin, dragii mei. Atunci, ce a fost mesajul lui Dumnezeu? Haideți împreună. Aha. Apoi mi-au zis. Apoi mi-a zis. Trebuie să prorocești din nou. Trebuie să prorocești din nou. Alo? O întrebare, dragii mei. Ce înțelegeți cu mesajul acesta? Trebuie să prorocești din nou. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă trebuie să vestești același mesaj care a fost dulce în gură și a devenit amar unde, dragii mei? În puntece. Dar acum se prorocește din nou, predică din nou. Amin, dragii mei. Acum nu va fi dulce în gura și dulce în puntece. Amin, dragii mei. Pentru că acum o să vină Domnul Iisus Hristos. Amin? Dar să prorocim din noi. La cine? Haideți? Cu privire la multe noroade. Multe noroade. Neamuri. Neamuri. Limbi. Limbi. Și împărați. Și împărați. Mulțumesc, dragii mei. De aia
Biserica Rămășiță are mesaj de a predica. La cine, dragii mei? Citește încă o dată. La cine? Haideți! Noroade, noroade, neamuri, neamuri, limbi, limbi și împărați. Și împărați. Mulțumesc! Haideți în Apocalipsa, capitolul 14. Apocalipsa, Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6, acum până la versetul 12. Aici este mesaj pentru Biserica Rămășiță. Amin, dragii mei! Biserica, amin? Amin. Uitați cum este scris, haideți împreună. Aha, versetul 6. Și am văzut un alt înger. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului. Are ce? Cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului. Adică la cine? Oricărui neam. Da? Oricărei seminții. Oricare? Oricărei limbi. Și? Și oricărui norod. Biserica, amin? Nu știu dacă vedeți relația în Apocalipsa capitolul 10 și Apocalipsa capitolul 14. Amin? Este același lucru. Merge să vestește același mesaj care a fost vestit înainte. Vine Domnul Iisus Hristos, vine Domnul Iisus Hristos. Dar acum am văzut un alt înger zburând în mijlocul cerului. Are Evanghelia veșnică. Și Biblia spune în cartea lui Matei. Haideți, fratele meu, Matei capitolul 24. Matei, Matei capitolul 24, versetul 14. De ce este important să propovăduim acest mesaj? Ce este scris? Aha. Evanghelia aceasta împărăției. Evanghelia aceasta împărăție va fi propovăduită în toată lumea. Va fi propovăduită în toată lumea. Ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și atunci va veni sfârșitul. Biserica, amin. Acum nu va exista nicio amăgire. Pentru că atunci va veni sfârșitul. Amin, dragii mei. Aceasta înseamnă după ce mesajul acesta va fi predicat, vine Domnul Iisus Hristos. Vreau să pun întrebare, dragii mei. Este important pentru Biserica Rămășiță să aibă ultima mesaj pentru salvarea oamenilor, da sau nu? Sigur că da. De aia, dragii mei, noi nu mai putem să jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că timpul este aproape. Venirea lui Domnul Iisus Hristos este aproape. Acum nu mai există 1844 disamagire. Acum există cea mai mare bucurie, pentru că când vine Hristos, noi suntem luați acasă. Amin, dragii mei. Și eu cred din toată inima. De aia noi vorbim despre marea luptă din Apocalipsa. Satana se luptă cu Biserica Rămășiță. De ce? Pentru că el știe oamenii aceasta au un mesaj corect. Lucrurile pe care vorbesc cu voi aici, abia aștepte să audă, să fie vorbit în alta biserică. Alo? M-ați înțeles, dragii mei? Abia aștepte să audă, să fie vorbit în alta biserică. Pentru că este biserica, este, cum se zice, mesaj specific pentru Biserica Rămășiță. Amin, dragii mei. Nu pentru că ei sunt special, dar pentru că Dumnezeu este special. Oricine care acceptă această mesaj pot să fie partea în Biserica Rămășiță. Amin, dragii mei. Pentru noi să înțelegem lucrul acesta. Biblia spune așa. Am văzut un alt înger. Înger pe care noi vedem acum nu este ca și înger în cartea lui, dar în cartea lui Apocalipsa capitolul 10, care este direct Domnul Iisus Hristos. Dar aici este înger, adică mesager pe care Dumnezeu trimite. Unii pot să spună, dar frate, de ce tu spune aici înger este Iisus, aici înger nu este Iisus? Vreau noi să înțelegem ceva. Când studiați cartea Apocalipsa, cartea Daniel, care vorbește despre simbolurile, simbolurile nu întotdeauna arată același lucru. Vreau să dovedeți lucrul acesta. Vreau să pun întrebare. Ce înseamnă leu în profeție? Babilon. Uitați. Cineva a strigat, a zis ce e? Babilon. Ok, vreau să pun întrebare. Când merge în cartea lui Apocalipsa, capitolul 5, versetul 5, citește, fratele meu. Numai pentru noi să înțelegem lucrul acesta. Apocalipsa 5, versetul 5. Haideți împreună. Aha. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pești. Aici a vorbit despre Babilon, spuneți mie, da? Nu. Nu, despre cine? Domnul Iisus Hristos. Ok, lasă aceasta. 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Urmăriți-mă acum, atenție. 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Ce spune Biblia? Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să-i ok, închidă. Vreau să pun întrebări. Aici vorbesc despre Babilon, spuneți mie, da sau nu? Nu! Aici, vreau noi să înțelegem. Întotdeauna trebuie să citești context de această simbol. Amin, dragii mei. Ok, vim. Ce înseamnă vim? Învățătura. Învățătura. Mulțumesc.
Nu întotdeauna vin, înseamnă învățătura. La anumit timp vin, înseamnă sângele Domnului Iisus Hristos. Sunteți de acord cu mine? Da. Dar nu numai aceasta. Vin poate să înseamnă Duhul Sfânt. De ce spune lucrul acesta? Trebuie să știți când și unde este aplicat aceasta, cum se zice, simbol. Amin, dragi mei. Trebuie să știm întotdeauna unde este aplicat. De aia am spus să nu fiți, cum se zice, în confuzia când spune aceasta. Există îngeri. Te rog, fratele meu, înapoi la Apocalipsa, capitolul 14. Acum o să merg împreună cu voi pas cu pas. Pentru că mesajul aceasta, pentru tine să predice, trebuie să știi ce tu predică. Apropo, Biserica Rămășiță, trebuie să știți că dacă tu ai ascultat prima solia îngerești, a doilea și a treia nu are problema cu tine. Amin, dragii mei. Pentru că prima solia îngerește ajută pe tine, pentru că uitați, prima spune, Biblia spune așa, temeți-vă de Dumnezeu și dați slava căci a venit ceasul judecată lui, închinați-vă celor care a făcut cerul, pământul, mare și zvor apă. Asta este prima solia îngerește. A doilea spune, a căzut cine, dragii mei? Babilon cel mare, mama curvă și spurcăciunile pământul. Ok, asta este a doua mesaj. Și după aceea Dumnezeu spune, ieșiți din Babilon, popor meu. A treia spune, dacă cineva se va închina fiara și icoana ei, acela va bea din paharul mânia lui Dumnezeu care s-a turnat neamestecat cu cei dragi mei, cu mine. Ascultați cu mare atenție, el va fi chinuit în foc și pucioasă. Timp mai lung. All right. Uitați, dragi mei, dacă tu ai ascultat prima solia îngerești, care spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă, a venit ceasul judecata lui, închinați-vă celor care au făcut cerul, pământul și mare și zvorul la apă. Dacă tu ai ascultat prima solia îngerești, ascultați cu mare atenție. Nu mai ai problema cu a doilea. Amin? Pentru că mesajul acum este direcționat către cei care sunt în Babilon. Amin? Dar înainte de sfârșitul de lumea aceasta, Dumnezeu vrea ca Biserica Rămășiță se cheme pe poporul lui Dumnezeu care încă sunt găsit unde, dragii mei? În Babilon. Amin cineva? Amin? Întrebarea este, Dumnezeu este milostiv, da sau nu? Sigur că da. Dumnezeu nu este Dumnezeu a favoritism. Dumnezeu caută cine este credincios ca să dea mesaj, ca să dea la tuturor oamenilor. Se pregătește pentru ei, pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amos, capitolul 4, versetul 12. Ce spune Biblia? Amos, capitolul 4, versetul 12. Avem o lucrare foarte mare, dragii mei. Ascultați-mă. Mesajul acesta trebuie să afecteze mintea ta și inima ta și viața ta. Amin, dragi mei. Urmăriți-mă acum, atenție. Ce este scris? A? De aceea îți voi face astfel, Israele. A? Și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Biserica, amin? Pregătește-te să întâmplă cu cine, dragi mei? Cu Dumnezeu al tău, Israel. Și Israel aceasta, tu ești Israel. Amin? Pentru că tu ești Israel spiritual. Amin, dragi mei? Și acum Dumnezeu cheamă pe tine să pregătește pentru venirea Lui. Dragii mei, mesajul nostru este foarte important. Haideți înapoi la Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6. Aha, ce spune Biblia? Am văzut un alt înger, da? Care zbura prin mijlocul cerului. Care zbura în mijlocul cerului. Aha. Cu o evanghelie veșnică. Cu evanghelia veșnică. Ok, stop, fratele meu. Un înger în Biblia. Când vorbesc despre mesaj, și Biblia spune ca să o propovăduiește, ca să cum? Pentru ca să o vestească locuitorilor pământului. Ok, hai să mergem înapoi, dragii mei. Ingerul lui Dumnezeu predică Evanghelia? Alo, ingerul lui Dumnezeu predică Evanghelia? Haideți înapoi, ce spune Biblia în cartea lui Matei, capitolul 28? Ce spune Biblia? Matei, capitolul 28, citim versetul 19 și versetul 20. Ce spune Biblia? Aha. Duceți-vă și faceți ucenici da? Din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ok! Și iată! Și învățați? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Biserica, amin! Cine a trebuit să merge să predică această evanghelie? Ingeri? Nu! Voi! Dar îngerul lui Dumnezeu vine acolo și să ajute pe tine și pe mine ca să predicăm această evanghelie. Amin cineva? Amin? Cum putem să știm de lucrul acesta? Haideți în cartea lui Apocalipsa, capitolul 1. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1 până la versetul 2. Ce spune Biblia?
Apocalipsa capitolul 1, versetul 1 și versetul 2. Ce face îngerul lui Dumnezeu? Ce spune Biblia? Descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Ce a făcut? Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său. Prin îngerul său la robul său cine? Ioan. Ascultați-mă, dragii mei. În același timp, aceasta înger a trebuit să vină să ajute pe cine, dragii mei? Spuneți mie. Să ajute pe cine? Pe Ioan. Îngerul lui Dumnezeu sunt trimis ca să pot să ajute pe poporul lui Dumnezeu să merge să face lucrare. Amin, amin, dragii mei. Amin. Haideți în cartea lui Fapte Apostol. Capitolul 8. Fapte Apostol, capitolul 8. Versetul 26. Ce a spus înger la Filip, care a fost evanghelist? Ce spune Biblia? Aha. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: ce a zis? Scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Și? Filip s-a sculat și a plecat. Mulțumesc! Ascultați-mă cu mare atenție, dragii mei. Cine a vorbit cu Filip? Cine, dragii mei? Cine? Spuneți mie. Înger! Cu alte cuvinte, îngerii lui Dumnezeu sunt trimis de Dumnezeu ca să ajute pe cei care o să merge să face lucrare. Amin, dragii mei. Ascultați-mă, vreau să pun o întrebare. Este important mesajul acesta, este important de asta unul? Da. Pentru că este implicat și Tată, și Fiul, și Duhul Sfânt, și îngeri. În scurt, toate cerul este interesant de mântuirea noastră. Amin, dragii mei. Toate cerul. Fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe singurul lui Fiul, pentru ca oricine crede în El să nu piardă, dar să aibă viața veșnică. Și Hristos zice: mă duc la Tată, dar nu vă lasa pe voi ca niște orfani. O să trimit un alt mânghietor. Amin, dragii mei. Duh-l adevărul, care va fi împreună cu voi până la sfârșitul lumii. Amin, dragii mei. Și în același timp Dumnezeu spune: nu este suficient, o să trimite înger care va fi împreună cu voi. Citește, fratele meu, în cartea lui Evrei, capitolul 1, cu 14. Evrei, capitolul 1, versetul 14. Oameni buni, vreau noi să înțelegem. Cartea Apocalipsă arată relația lui Dumnezeu cu poporul lui. Amin, dragii mei. Câte de strâns este relația lui cu biserica sa? Uitați cum este scris. Aha. Nu sunt oare toți duhuri aici slujitoare? Aici vorbesc despre îngeri. Ca nu sunt oare ce? Toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Biserica, amin? Aceasta îngeri sunt trimis ca să pot să ajute pe cei care o să moștenește ce, dragii mei? Mântuire. De aia când noi mergem în cartea lui Apocalipsa, capitolul 14, mesajul aceasta este pentru tine și pentru mine. Amin? Am văzut un alt înger. Îngerul aceasta este mesager al lui Dumnezeu. Adică orice predicator care o să predica adevărul este numit mesager al lui Dumnezeu. Amin, dragii mei? De aia întotdeauna când noi disprețuim mesager care a fost trimis de Dumnezeu, tu deja disprețuiești pe cel care a trimis pe el. De aia astăzi, dacă tu o să dea palma la un polițist care este îmbrăcat cu haina aceasta de uniform, polițist de rotier, știi ce se întâmplă? O să aude altă mașină, uie, ce s-a întâmplat cu mine? Am bătut numai pe asta. Voi ce căutați voi? Ai bătut nu numai omul aia, ai bătut și guvernul ai România. M-ați înțeles, dragii mei? Pentru că aia care a venit a fost trimis de împărat la slujba. Orice lucru pe care tu poți să faci, se desprețuiește pe aceea, să știi că o să plătește cu mulți bani. Oricine care desprețuiește mesagerul lui Dumnezeu, vai de tine. Pentru că Dumnezeu face totul. Gândiți-vă, Tată este implicat, Fiul este implicat, Duhul Sfânt este implicat, îngerii sunt implicați. Toți, acum cum noi suntem aici, ascultați-mă, dragii mei, îngerii lui Dumnezeu sunt mesagerii lui Dumnezeu, nevăzut, sunt în mijlocul nostru, care vor să vede cine este interesant să impresioneze inima al tău la această adevăr, ca tu să poți să alegi. Mulți oameni, cu toate martora aceasta, ei sunt gata să spune nu. De-aia Dumnezeu la sfârșit de toate o să spune: ce am trebuit să facă pentru viele mele pe care eu nu am făcut? Dragii mei, dorința mea este aceasta: mântuirea ta și mântuirea mea. Amin, dragii mei.
Dumnezeu cere toate pentru noi să putem să fim mântuiți. Haideți mai departe. Am văzut un alt înger. Zbura în mijlocul cerului. De ce ar trebui să zboară? Viteze. De ce viteze? Pentru că mesajul este foarte important. La sfârșitul de mesajul aceasta, vine sfârșitul, vine Domnul Iisus Hristos. Zbura în mijlocul cerului. Întotdeauna am descoperit în Biblie, cred, este cartea lui Matei, capitolul 12, 32, ce spune Biblia? Ioan, capitolul 12, cu 32. Ce spune Biblia? 12, 32. Ce spune Biblia? A? Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, după ce eu voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Biserica, amin? Mesajul aceasta, cele trei solii îngerește, atrage pe oameni înapoi la Hristos. Amin, dragii mei. Înapoi la Hristos. De ce? Pentru că numai El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Numele Lui este numit Iisus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele lor. Amin, dragii mei. Ai păcatele? Există soluția. Cine este cel care are soluția? Domnul Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Când tu vei fi pierdut, înseamnă că tu ai ales să fii pierdut. Când aici, antidot, ai păcatul, este acolo. Eu vin din Africa. În Africa există mamba neagră. Și există cobra. Mamba neagră, în moment când a mușcat pe tine, chiar dacă tu ești negru, o să deveni și mai negru. În 30 de minute, dacă nu ai găsit antidot devenind de această cobra, tu ești mort. Oamenii trebuie să pregătește, cum se zice, groapă. Ascultați cu mare atenție. Dar dacă există antidot de această mușcătură de mamba neagră, dacă tu nu găsești aceasta, seamnă tu ceva nu este regulă cu tine. Și tu vei muri datorită problema al tău. Și sângele tău va fi asupra ta. Pentru că ai refuzat să folosești antidot. Dacă noi, dragii mei, vom fi pierdut după ce Hristos a făcut toată aceasta pentru noi. Cred este Evrei capitolul 2, versetul 1. Ce spune Biblia? Evrei capitolul 2, versetul 1. Ce spune Biblia? De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Ca să nu fim depărtați de el. Asta spune, ca să nu fim depărtați de el. Dar când mergem în limbajul original, spune ca să nu alunece această adevărul pe care Dumnezeu ne-a dat. Amin, dragii mei. Cei care știe să prinde pește, cea mai mare durere pe care tu ai este după ce tu ai prins peștea aceasta. Ca să nu, cum? Spuneți mie. Să nu alunece. Și pentru că în momentul când alunecă și intră în apa, să știi că nu o să găsești același pește. Moment când adevărul pe care Dumnezeu a dat ție a alunecat. Gata cu tine. Mulți dintre oameni o să plunge amar după ce ei au prins adevărul, au trăit adevărul câteva vreme și după aceea au lăsat și vine Domnul Iisus Hristos să spună: a, eu am fost prea târziu. Și atunci mesajul lui este aceasta. Ai grijă să nu cumva adevărul acesta să alunece. Evanghelia aceasta, Biblia spune, spura în mijlocul cerului, are Evanghelia. Ascultați-mă, dragii mei, când vorbim despre aceasta Evanghelia, Biblia spune așa, cred, în Galaten, capitolul 3, versetul 8. Galaten, capitolul 3, versetul 8. Ascultați cu mare atenție. Galaten, capitolul 3, versetul 8. Are Evanghelia veșnică. Ascultați-mă, dragii mei, la sfârșitul de Evanghelia aceasta, vine Domnul Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Cum este scris? Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit... Prin credință, acum mai rar, fratele meu, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. A vestit lui Avram această Evanghelia. Ei au tradus cuvântul Evanghelia și au zis vestea bună. A vestit această mesaj, același Evanghelia. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Ai. Evanghelia aceasta a fost propovăduită la cine, dragi mei? Spuneți mie, la cine? La Avram! O întrebare, dragi mei. Avram a păzit poruncile lui Dumnezeu, da sau nu? Spuneți mie. Da! Credeți în Geneza 26, versetul 5. Vreau noi să înțelegem, dragi mei, același Evanghelia care a fost propovăduit acolo la Avram, ai găsit?
Cum este scris? Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut. Și a păzit ce eu am cerut. A păzit poruncile mele și orânduirile mele și legile mele. Biserica, amin? Întrebarea este, Avram a păzit legea lui Dumnezeu, da sau nu, spuneți mie? Sigur că da. Și aici este scris, același Evanghelie a fost propovăduit și la Avram. Haideți în cartea lui Evrei, capitolul 4 cu 2. Evrei, capitolul 4, versetul 2. Vorbim despre același Evanghelie. Cum este scris? Haideți împreună. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Și noi a fost adus același Evanghelie ca și lor. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic. De ce? Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Care este pericolul nostru, dragii mei, astăzi? Spuneți mie, care este pericolul nostru? Lipsa de credință. Am auzit pe oameni care spun, da, vreau credință, dar nu vreau legea. Ascultați-mă, dragii mei, nu ai cum să îndepărteze credința cu legea. Nu ai cum. Legea înseamnă ascultare. Cum poți să aibă credință fără să asculte? Oamenii buni, se poate? Este ca și cum. Unde este David? David. Haideți aici. Hai. Ok. Poți să vin aici? Ok. Ascultați-mă. Place de băiatul aceasta, David, prietenul meu. Când mama sau tata vorbesc cu David, se spune, David mă iubesc? Da, mami, te iubesc. Vreau ca tu, du-te acolo la magazin să cumpără pâine pentru mine. Și el se spune, mami, te iubesc. Și mami zice, da, am înțeles, dar te rog, cumpără pâine. Mama, te iubesc. La anumit timp, mama se nevea să spune, am zis, lasă-mi cu această iubire altă, du-te și să lua pâine. De ce? Pentru că cuvintele aia nu potrivește cu faptele tale. Amin, dragii mei, amin? Știi, acum, eu știu că David este un băiat bun, da? Foarte bine. Ascultați-mă, dragii mei, Dumnezeu spune la noi același lucru. Dacă m-ai iubit, veți păzi poruncile mele. Amin, dragii mei. Și poruncile mele nu sunt grele. De ce? Pentru că voi faceți aceasta din dragoste. Ați spus că voi iubiți pe mine. Mă bucur că voi spuneți aceasta. Te rog, faceți lucrul acesta pentru mine. Și noi cu mare bucurie facem pentru că noi iubim pe El. Amin, dragii mei? Mulțumesc. Vreau noi să înțelegem, dragii mei. Același Evanghelie a fost propovăduit lor. Și același Evanghelie este propovăduit și la noi. Amin, dragii mei? De aia este numit Biserica Rămășiță. Știi ce trebuie să face Biserica Rămășiță? Trebuie să aduce încă o dată același mesaj veche, să fie reinstaurat încă o dată la ultima generație. De ce? Pentru că oamenii se pot să închină înaintea lui Dumnezeu cum a trebuit să face de la început. Amin, dragii mei? Nu asta cu gigi, cu toate dansurile, cu tobele, cu muzică, bum, 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 bam, 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 bam. Unde a fost? Pentru poporul lui Dumnezeu. Nu a fost. Mai mulți oameni caută lucrurile care sunt interesante. Ei spune, noi slujim pe Dumnezeu când de fapt, nu pentru Dumnezeu, ei danțeze. Nu, ei danțeze pentru ei. Nu m-ați înțeles. Ei face lucrurile pentru ei, se pot să spună, la biserică a fost foarte frumos. De ce? Pentru că am dansat. Pentru cine? Pentru Hristos? Dacă tu ai făcut pentru Hristos, ascultați-mă, dragii mei, nu tu vei fi slavit, doar Hristos va fi slavit. Amin, dragii mei. Oamenii o să uită cu toate solemnitate. Gândiți-vă despre Ilie pe muntele Carmel. A dansat? Spuneți-mi, a dansat Ilie? Nu. Nu. Cine a dansat? Cei care, cineva a strigat, a zis David. Dansul lui David nu este același cu boogie pe care noi avem astăzi. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Ilie, cu toate solemnitate, a ajuns acolo și a zis, ok, mai bine să repară această altar lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Și după aceea a ridicat ochii către cer și a început să vorbesc cu Dumnezeu. Liniștit! Și când a terminat, focul a coborât din cerul. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui fierbinte
și solemn. Asta Dumnezeu caută la poporul lui. Oamenii care sunt solemn, care știe să... De aia, dragii mei, eu nu-mi place pe oamenii care fuge din biserică aici și încolo și se joacă și se joacă cu telefonele și vorbesc unul cu celălalt. Pentru mine, știi ce? Este un chin foarte mare. Nu știu. Dacă putea să țipă pentru anumiți oameni, se oprește, se sta jos. Pentru că eu știu, în prezența lui Dumnezeu, toți îngeri, ascultați-mă cu mare atenție, dragii mei, cade jos și se spune Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Vorbesc despre îngeri care nu au căzut în păcat. Și noi care suntem oameni muritori, trebuie întotdeauna, cineva trebuie să strigă, te rog să nu vorbiți, vă rog să nu vorbiți. Nu, fiecare trebuie să știe că acum am ajuns în prezența lui Dumnezeu și viața mea nu poate să fie altfel decât doar să stea în fața lui Dumnezeu și să asculte glasul lui. Amin, dragii mei. Evanghelia aceasta trebuie să fie propovăduită în toată lumea. Și oamenii să știe că Hristos este gata să vină. Cineva trebuie să vină la biserică și se uită, și se ascultă, și se vede. Și îmbrăcămintea noastră trebuie să arată foarte clar. Eu sunt așteptator pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Amin. Acum nu mai caută atracția la mine. Nu am zis mergeți acolo și să căutați un sac de cartofi și faceți gaură și să pune capul acolo. Nu am zis așa. Îmbrăcămintea încă trebuie să fie frumos, dar în același timp să nu caute atracția la noi. Atracția se doar la cine, dragii mei? Spuneți mie, la cine? La Domnul Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Oameni buni, am spus ceva, m-ați înțeles această lucru aceasta? Asta este durerea pe care eu o am în inima. Este timp pentru noi să întoarcem înapoi la cărările cele vechi. Oamenii să audă încă o dată că există Dumnezeu în cerul. Are Evanghelia aceasta veșnică. Și Evanghelia aceasta, Biblia spune așa, în cartea lui Matei, Roman capitolul 1, versetul 16 și versetul 17. Ce spune Pavel despre același Evanghelie? Haideți împreună. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Pentru că este? Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Haideți mai departe. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Haideți. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire care? Pe care o dă Dumnezeu prin credință. De ce? Și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Biserica, amin. La sfârșit de mesaj aceasta, există neprihănirea prin credință. Pavel când a descoperit Evanghelia aceasta, a știut că Pavel a vrut să stinge puterea Evangheliei. Voi știți de lucrul acesta? A încercat să stinge cu sabia, cu toată aceasta. Dar când a prins Evanghelia, a început să spune, nu mi-e rușine de Evanghelie, sunt gata să moară pentru această Evanghelie. Amin, dragii mei. Și el spune că pentru că este puterea lui Dumnezeu. Pentru mântuire. Fiecare persoană care cred. Cu alte cuvinte, oamenii care primește mântuirea sunt oamenii care, cum spuneți mie, cred. Într-o zi, oamenii a mers la, cum se zice, în cartea lui Fapte Apostol, capitolul 16, versetul 29 și 30. Ce spune Biblia? Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Și? I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și? Pavel și Sila i-au zis, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Biserica, amin? Crede în Domnul Iisus Hristos. Ascultați-mă, dragii mei, Biblia spune așa, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea, pentru fiecare care cred. Cu alte cuvinte, dacă tu crezi în Domnul Iisus Hristos, poți să fii mântuit. Biserică, amin? Amin. Biserică, amin? Amin? Dacă tu crezi în Domnul Iisus Hristos, poți să fii mântuit. De ce? Pentru că nu există alte nume sub soare în care noi putem să fim mântuit, în afară de aceasta numele lui Domnul Iisus Hristos. Oameni buni, de ce tu trebuie să fii pierdut? Când Evanghelia aceasta, așa de frumos, care arată că, uitați, știi ce? Probabil nu înțelege ce înseamnă această Evanghelie. Evanghelia aceasta spune așa, ascultați, Evanghelia aceasta spune așa, plata păcatului este moartă, omul păcatos trebuie să moară. Hristos spune, dar eu îmi place de tine, darul fără plată.
este viața veșnică, care este găsit în sus, Hristos, Domnul nostru. Amin? Seamnă unde tu ai trebuit să moare. Nu o să moare tu, Hristos moare pentru tine. Amin? Unde Hristos a trebuit să trăiască. El a pierdut viața pentru tine. Acum tu nu mai trebuie să primești moartea. Acum tu trebuie să primești viața veșnică. Amin, dragii mei. Gândiți-vă despre lucrul acesta. Harul nemarginit. Amin, dragii mei. Dumnezeu, dar toate lucrurile pe care am studiat, dragii mei, direcționează pe noi exact la acest punct. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru fiecare care crede. Și mântuirea, ascultați cu mare atenție, Matei, capitolul 1, versetul 21. Și mântuirea, Biblia spune așa, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. De ce? Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Biserica, amin? Ok, ce înseamnă păcat? Ce înseamnă păcat? 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Voi deja știți această verset. Ce înseamnă păcat? Ce spune Biblia? 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege. De ce? Și păcatul este fără de lege. Mulțumesc! Păcatul este fără de lege. Haideți înapoi, ce înseamnă Evanghelia? Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea. Și mântuirea este să fii eliberat de păcatele prin Domnul Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Și păcatele este calcarea legea. Cu alte cuvinte, moment când Evanghelia ajunge, ascultați-mă, dragii mei, trei lucruri trebuie să fie predicate în Evanghelia. Dacă nu predică aceasta, trei lucrurile, înseamnă nu ai predicat Evanghelia. Unu, trebuie să predică că există Iisus Hristos. Amin. A doilea lucrurile, trebuie să predică că există legea, oglinda pentru viețile noastre. A treia lucrurile, trebuie să predică despre păcat. Adică, uitați, dacă tu ai păcătuit prin calcarea de lege, există Domnul Iisus Hristos care poate să te ierte și tu să poți să fii mântuit. Amin, dragii mei. Dacă tu vrei să predică Evanghelia, fără legea, fără păcat, nu ai făcut nimic. Dacă vrei să predica Evanghelia fără lege, dar cu păcatul și cu Iisus, nu are nicio logică. Pentru că păcatul este calcarea legei. Dacă nu ai lege, nu ai niciun păcat. Dacă nu ai niciun păcat, nu ai nevoie de moartea lui Hristos. Dacă nu ai nevoie de moartea lui Hristos, atunci tu faci pe Hristos mincinos. 1 Ioan capitolul 1, versetul 8. Cine spune că el nu are păcat, face pe Hristos cine, dragii mei? Mincinos. Dar Biblia spune, Romani 3 cu 23, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Câte oameni au păcătuit, dragii mei? Toți, inclusiv eu. Dar slava Domnului, darul fără plata, este viața veșnică. Și aceasta se găsește în sus, Hristos, Domnul nostru. Și Biblia spune, am văzut un alt înger, mesagerul lui Dumnezeu, zbura în mijlocul cerului. Aceasta înseamnă că este foarte important, rapiditate de mesaj. Are Evanghelia veșnică. Aceasta este mesaj. Ca să propovăduiește la toți locuitori pământului. Oricare neam, oricare limba, oricare popor. Amin, dragii mei. Aceasta înseamnă că mesajul acesta este mesaj nu știu dacă este naționale. Nu știu dacă este corect. E corect? Nu știu. Ok. Cu alta fi de mesajul acesta este internațional. În fiecare persoană, în orice neam. Gabor, african, român, toți european, maghiar, chiar să nu-mi săipem. Ok. Și oameni chinezi, oameni galbenă, oameni roși, orice altă persoană trebuie să ascultă mesajul lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Aceasta înseamnă că biserica aceasta trebuie să fie biserica internațională. Amin, dragii mei. Amin. Ceva interesant este aceasta. Aceasta biserica Adventist de ziua 7 este biserica internațională. Și Dumnezeu caută ca biserica aceasta poate să trimite la orice limbă. Ascultați-mă, protestanți, ascultați cu mare atenție. Problema de protestanți, pentru că ascultă de iezuit, care este numit Ribeira. Ei spune din Apocalipsa capitolul 4 până la Apocalipsa capitolul 22, aceasta se va întâmpla undeva în timpul viitor, nu acum. Ei spune, aceasta în acest timp de 1000 de ani atunci.
Oamenii buni, să nu fiți păcălit. Mesajul acesta trebuie să fie propovăduit când, dragii mei, când? Asta înseamnă ușa de har este încă cum? Încă este deschis. Am văzut un alt înger zbura în mijlocul cer, are Evanghelia veșnică, ca să propovăduiește la toți locuitori pământului. Și Biblia spune așa despre Evanghelia. Te rog, fratele meu, ce face satana cu privire la Evanghelie? Hai să citim în cartea lui 2 Corinteni, capitolul 4. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Ce spune Biblia? 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Imediat închidem, să plecăm acasă, continuăm mâine. Uitați cum este scris. Aha. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Dumnezeul veacului acesta a orbit mintea de oameni în lumea aceasta. De ce? Ca să nu vadă strălugind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Cine închide ochii ca oamenii să nu vede lucruri care sunt așa de clare? Satana, Dumnezeu, viacul aceasta. Am spus în timpul trecut, români sunt foarte deștepți în aproape orice altă lucru. În afara de unul. Știi care este problema? La mântuire. Mai bine să explici. Român când vrea să merge la amanda, nu spune la soția, nu spune nici la vecini. Nici o problemă. Când vrea să bea țuica sau să trage țigara sau iarbă sau orice, aia nu anunță la nimeni. Merge să lua această lucrurile. Dar când vine mântuire, știi ce spune român? Lasă să întrebe pe soția dacă ea vrea ca eu să fiu pocăit. Alo? Nu vorbesc adevărul? Alo? Nu, mai bine să întrebe pe matușa, să vedem dacă matușa, mai bine să întrebe pe copii, să vedem dacă copii sunt de acord. O, acum mai bine să întrebe pe părinți. Dar când tu ai făcut toate celelalte prostie, de ce nu ai întrebat pe ei? Nu. Acum la mântuire. Știi ce? Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Satana este șmecher. El știe, acolo este viața. La construire de casă, pot să... Ascultați-mă, dragii mei. Eu îmi place de români. Știi de ce? Pentru că am stat împreună cu voi acum câțiva ani. Acum știu pe voi și șmecherie și... Acum știu. Ascultați cu mare atenție. Am văzut lucrurile pe care voi faceți. Când merge la construcția, de aia români pot să fie primit în alte țară și în Anglia și toate aceasta. Pentru că când construiește casa, face lucruri care sunt drept. Boala lor este una, la mântuire. Acolo ei trebuie să anunțe la toată lumea. Dacă toată lumea există, doi, trei care spune nu, spune, a, îmi pare rău, Doamne, am vrut să vină la timp, dar Matușa a zis nu. Oamenii buni, o să reușim să spunem lucrul acesta când va veni Domnul Iisus Hristos, spuneți mie. O să reușim să spunem lucrul acesta. Haideți în cerul, dragii mei. Amin? Haideți în cerul. Dumnezeu ne cheamă. El vrea ca noi să fim mântuit. Dumnezeu viacul aceasta. Și îmi place ce spune El în cartea lui Galateni, capitolul 1, versetul 8. Ce spune Biblia? Galateni, capitolul 1, versetul 6 și versetul 8. Pavel spune ceva care este foarte important cu privire la Evanghelia. Aha. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. La o altă evanghelie. Dar mai departe, versetul 78. Mm-hmm. Nu doar că este o altă evanghelie, și? Dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Ei vor să răstoarne evanghelia lui Hristos. Acum ascultați, versetul 8. A? Dar chiar dacă noi înșine. Chiar sau... dacă noi înșine sau un înger din cer. Sau un înger se coboară din cerul. Ar veni să vă propovăduiască o evanghelie. Aha. Deosebită de aceea pe care v-am propovăduit alta noi. Alta evanghelia, atunci? Să fie anatema. Ei, să fie blestemat aceasta înger. Care o să propovăduiește alta evanghelie. Gândiți-vă despre lucrul acesta. Pavel zice, aceasta evanghelia pe care noi avem este evanghelia veșnică. Dacă o să vină altcineva să propovăduiește alta evanghelie, aia să fie anatema. Biserica Rămășița este o lucrare foarte mare. Amin, dragii mei. Și când noi citim lucrurile acestea, gândiți-vă despre lucrurile acestea, câți oameni care încă nu au auzit evanghelia lui Hristos, dragii mei, încă sunt mulți. Atunci întrebarea este, va fi terminat evanghelia aceasta de un singur om? Nu! Mergea astăzi pe stradă și am găsit niște doi polițiști care a fost acolo și era la poliția de rotier. Și ce eu fac și merg la plimbare acolo, lua tragedia veacurilor cu mine și am scris acolo și numărul meu de telefon și de toată aceasta. Și când am
Am trecut, am vrut să dea la alți oameni acolo, la parc acolo, herestrul. Și când am mers acolo, și am trecut, și m-am simțit că trebuie să merg înapoi la ei. Am întors înapoi și am zis, am venit să dea voia aceasta de o carte. Și am zis, am scris și numărul meu de telefon acolo. Și ei pune întrebare, tu ai scris aceasta? Nu, eu care am scris. Dar este cartea pe care eu, cum să zicem, recomandă foarte mult. Oh, mulțumim. Și a luat aceasta. Și a rămas la ei. Eu știu, într-o zi, când omul este obosit și frunte pe calea lungă, când este tulburat, în această timp o să lua cartea aceasta. Mai bine să vede, este cineva, un nebun care a trecut pe aici, a dat mie o carte, mai bine să vede ce este acolo. Și după aceea o să începe să găsește mântuirea. Ascultați cu mare atenție. Există mulți oameni care o să vede mântuirea și vor fi mântuiți. Amin, dragii mei. De aia, oricâte ori, când tu ai timp, du-te să spun la cineva Evanghelia lui Hristos. Amin? Spune la el. Ai umblat cu cineva, să nu lasă ca tu să fii despărțit cu omul acesta, fără să aruncă un cuvânt despre Dumnezeu. Amin, dragii mei. Dacă nu pot, aruncă cartea. Fă ceva. Probabil omul acesta nu o să întâlnești cu omul acesta niciodată în viață. Evanghelia să fie răspândit peste tot. Și oamenii lui Dumnezeu să poată să întoarce înapoi. Dragii mei, în această seară, vreau să lasă lucrul acesta. O să auzim mâine despre care este prima mesaj. Din aceasta, cele trei solie îngerești. Ce noi am studiat în seara aceasta este aceasta. Apocalipsa, capitolul 10, arată-ne nouă cum biserica lui Dumnezeu a intrat în timpul de desamăgire și Dumnezeu știa sau nu știa, spuneți mie, dragii mei. El știa. A și spus. A și scris. Și când a scris lucrul acesta, a zis, hei, când tu o să mănâncă, o să fii dulce la gură, dar va fi amar unde, dragii mei? În puntece. Așa a fost. Dar el spune, acum prorocește din nou. Când o să prorocește din nou, atunci, la sfârșit de această prorocie, vine Domnul Iisus Hristos. Amin. Ascultați-mă, dragii mei. Vreau noi să înțelegem. Venirea lui Iisus Hristos este foarte aproape. Eu cred din toată inima. Nu predică pentru că doar trebuie să predică. Predică pentru că eu știu este adevărul. Amin, dragii mei. Amin. Dacă este adevărul, trebuie să fii propovăduit. După ce va fi propovăduit, ascultați cu mare atenție. Cineva o să renunță la viața de păcat. Asta s-a umblat cu cineva care a spus mie, une dintre tineri mei, care a fost obișnuit cu drogurile, cu iarbă. Una dintre ei, fată, s-a întors la Dumnezeu și a lăsat lucrul acesta. Mulțumesc, fratele meu. Și a lăsat lucrul acesta. Voi nu știți ce mare bucurie am avut astăzi. Pentru că la anumit timp, mama ei m-a sunat, plângând, te rog, roagă-te pentru aceasta, fiica mea, roagă-te, pentru că acum orice lucru poate să se întâmple. Și am luat și în mod serios același problemă. M-am rugat și asta s-a primit vestea bună. Că a parasit calea lui Satan. Amin, dragii mei, amin. Este nevoie de cineva, undeva. Se poate să sacrifice timpul lui și să caute pe altcineva care va fi mântuit. Ascultați-mă, dragii mei, avem Evanghelia care spune că cu Hristos se poate. Amin, dragii mei, cu Hristos se poate. Ai fumat iarbă, poți să lasă aceasta când alți oameni nu pot să lasă țigară. Puterea lui Hristos este mare și El este gata să ne mântuiască. Amin, dragii mei. Vreau să pun întrebare. Cine a înțeles ceva în seara aceasta? Amin. A doua întrebare. Cine crede că ce noi am învățat este adevărul? Amin. A treia și ultima întrebare. Cine vrea să spune, Doamne, ajută-mă, eu vreau să fiu mântuit. Astăzi, nu mâine. Eu sunt una împreună cu voi. Domnul să aude rugăciunile noastre. Amin, dragii mei. Vrem în această timp să înălțăm rugăciune. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru care este în cer. Avem mesaj special.
pentru oameni special pentru împărăția ta. Te rog, Doamne, să nu îngaduie pe niciun om care ascultă mesajul acesta să fie pierdut. Ai spus, veniți la mine oricine care se întrudit și împovurat și eu vă dau odihnă. Și noi credem lucrul acesta, de aia am venit la picioarele tale, Doamne, ca să cerem iertare pentru păcatele noastre. Te rog, Doamne, scrie numele noastră astăzi în cartea vieții. Este cineva undeva care caută mântuire. Te rog, Doamne, ascultă această glas și să întoarce inima aceasta înapoi la tine. Există alți, probabil, în mijlocul nostru care caută adevărul. Când ei audă glasul al tău, te rog, Doamne, să nu îngaduie pe ei să împietrește inima. Există alți oameni pe care Dumnezeu, veacul acesta, a orbit inime și ochii lor ca să nu vede aceasta Evanghelia care traducește în Domnul Iisus Hristos. Te rog, Doamne, scoate aceasta patura neagră și să lumineze cu prezența al tău în viețile lor. Dorința noastră este aceasta. În seara aceasta, fiecare dintre noi să poți să fii mântuit în împărăția ta. Și asta este dorința noastră. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Mulțumim, dragii mei, pentru